ce mi-aduc eu aminte, îmi plăcea, pentru că aveam hăinuțe noi, aveam ghiozdan noi, aveam rechizite noi, urma să cunosc colegi noi. Până în clasa generală am fost ascultătoare, apoi am început să devin încet, încet rebelă, cam cum sunt toate fetele când ajung la liceu, cred că sunt buricul pământului, că tot ce fac ele și ce spun ele este așa cum spun ele. Apoi, na, cu experiența și cu timpul și cu viața m-am mai calmat, m-am mai domolit și mi-am dat seama că sunt și lucruri bune și lucruri rele și am început să fac diferența între ele. Cred că engleza și româna și latina, că atunci se făcea latina, acum înțeles cum se mai face.